Toți cei care trec podul de peste Olt, de la Slatina, întorc capul pentru a admira lebedele. Unii chiar își întrerup călătoria pentru a le filma sau fotografia. De câte ori trec pe aici și le văd obrăs. A fost o perioadă destul de lungă în care n-au fost. Acum au revenit. Da, e prima dată în ultimii 2 ani, parcă. Zeci, poate chiar sute de lebede siberiene poposesc în fiecare toamnă pe râul Olt în drumul lor spre delta. Vremea blândă și hrana din belșug face ca multe dintre ele să-și petreacă iarna aici. Lebedele de pe râul Olt fac parte din speciile protejate prin lege. Cei care le vânează riscă să ajungă după gratii între 3 luni și un an sau să plătească amenzi de peste 30.000 de lei. Pe teritoriul județului Olt întâlnim 3 specii de lebede, lebăda de iarnă, lebăda de vară sau lebăda cucuiată și lebăda mică. Majoritatea păsărilor, mai sus amintite, sunt cantonate pe lacurile de acumulare, pe râul Olt și în bălțile din vecinătatea acestora. Fiind specii protejate la nivel național și european, zonele unde se concentrează speciile de păsări au fost declarate ca arii speciale de protecție a păsărilor. Frumoasele păsări sălbatice au început să fie monitorizate de către autoritățile de mediu din Olt începând cu anul 2002 și tot de atunci se iau măsuri pentru ca ele să nu devină ținta braconierilor.